Republica Moldova devine tot mai cunoscută peste hotare. În acest an, revista Lonely Planet, Forbes și Trip.com au inclus Moldova în top 10 locuri de vizitat. Astfel, interesați de țara noastră au fost și câțiva jurnaliști și blogger din Italia și Polonia, care au vizitat câteva destinații turistice și au degustat vinuri în vinăriile din țară. Au văzut cum se trăiește în satele noastre, s-au plimbat pe biciclete și au învățat chiar câteva cuvinte în limba română. Slonina. Slonina, da. For sure, Orhei-Vechi, the culture, the naturality, the landscapes are really, really nice, and I think that they will attract people. I find a lot of places very similar to Italy. You have old churches and archaeological places you have to visit, and the people is great. Totuși, se pare că cele mai apreciate lucruri de către jurnaliștii străini sunt bucătăria noastră tradițională și, bineînțeles, vinul. I like placinca with cartoșca. The food is wonderful. This is a perfect destination for wine tourism. Acestea și alte bunătăți au putut fi gustate și la Muzeul Casa Părintească din localitatea Palanca, raionul Călăraș. Suntem vizitați de turiști străini care caută anume acele momente de viață uitate a unui țăran, nu moderne, modernizate. Și aici Casa Părintească este numai bun acel locușor pentru a se pomeni în atmosfera străbuneilor. Jurnaliștii au fost fascinați de peisajul natural de la Orheiul Vechi și s-au delectat cu operă și muzică clasică la cea de-a doua ediție a festivalului Descoperă, unicul de acest gen în Europa de Sud-Est. Jurnaliștii italieni l-au comparat cu amfiteatrul din Verona. This is my first event like this in my life and I really enjoy it. Impresiile acumulate în acest press trip au fost reflectate în materialele de presă ale jurnaliștilor, în redacțiile din Italia și Polonia în care aceștia activează. Cele mai importante portaluri de știri și televiziunile naționale vor realiza emisiuni, reportaje despre țara noastră și vor îndemna polonezii și italienii să viziteze Republica Moldova. Italia și Polonia sunt piețe țintă, sursă de turiști pentru turismul receptor din Moldova. It's that important, it's vital that we put our best feet forward in showing these journalists and bloggers that come to visit the country for the first time, the best image possible of Moldova, so that when they go back to these markets, they can help spread the good word and really get that information out of why people need to come to Moldova. Excursia jurnaliștilor străini a fost organizată de Asociația Națională pentru Turism Receptor din Republica Moldova cu suportul strategic al proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.